Salutare! După cum ați văzut în titlu, o să plecăm într-o expediție cu motocicleta. O expediție pe care o pregătim de astă iarnă. Noi nu ne plimbăm cu motocicleta în oraș, ci strângem bani de benzină și plecăm o dată pe an sau de două ori într-o călătorie așa mai lungă. De când ne-am hotărât noi să facem tura aceasta, am încercat să ne punem la punct cu ceea ce ne trebuie și ne-am dat seama că, în primul rând, da, avem nevoie de cizme. Aveam niște cizme din astea adecvate asfaltului. Și noi acum am trecut la Touring. Touring Enduro chiar. Și ne trebuie Adventure, să zicem. Adventure, așa. Și ne trebuie niște cizme, altfel de cizme cu grip mai bun pe talpă, că mai dai de noroaie, te bagi până tot felul de coclauri. Plus că, fac o mică paranteză, noi mergem acum într-o regiune în care o să avem de noroaie toate. Și coclauri și da. Drumuri din astea de aventură. O să aflați pe parcursul episodului unde exact o să mergem. Așa, și eram eu pe Olex și zic, bă, să căutăm măcar niște cizme să ne luăm. Hai că restul echipamentului merge de la vechea motocicletă, nu trebuie neapărat acum. Și mă uitam pe Olex și zic, mă, am 1000 de lei second hand, amândoi niște cizme în caz că avem noroc. Și am zis, bă, dar stai puțin că ne recunoaște lumea pe stradă, suntem un pic de vedete și avem și că avem canalul ăsta. Ia să scriu niște mail-uri, chiar dacă nu e un site dedicat, nu e un vlog dedicat motociclismului. Avem doar 3 episoade cu motocicleta asta, dacă nu mă înșel, nu? Ceva de genul. Bine, avem tura prin Banat, avem câteva, da. Da, vreo 3 șiri, nu e dedicat moto, da. E dedicat călătorilor. Motocicleta e doar un mijloc, nu e un scop în sine. Și zic, ia să dai niște mail-uri, că am văzut o grămadă, mi-a păreau pe Facebook, tot felul de reclame, cu tot felul de cizme. Și am profitat de chestia asta și le-am dat la fiecare mail. Le-am scris, domnule, sunt niște doi călători cu capul nori, mă rog. Era sâmbătă, ține minte ce acu, era sâmbătă. Și zic, no, până luni o să vadă mail-ul, luni o să vadă mail-ul care o răspunde pe marți, pe miercuri. Zic, ce să mai... Măi, duminică au răspuns fix, au răspuns vreo 3-4 firme. Prima firmă a fost... Biker Fun Shop, care deja a zis săptămâna viitoare vă trimitem cizmele. Și chiar ne-au trimis. Adică, wow, a fost... A zis că apreciem... Nu neapărat pentru colaborare, pentru a le face reclamă, ci din contră, au zis că apreciază foarte mult ideea noastră. Ideea în sine, unde vrem să mergem. Și adică, au da, ales dat... să ne sponsorizeze, să zicem, să ne ajute cu da. Câte o pereche de cizme. Bine, noi le-am făcut deja niște poze de prezentare, niște clipuri, le-au pus da, oamenii deja pe site. Ca să ne revanșăm cumva, că cumva, adică nu mă așteptam și al doilea rând zic, băi, dacă sunt oameni așa mișto, apropo de oameni mișto, am văzut că rezonăm cu comunitatea asta moto mai mult decât cu alte comunități și o să vedeți pe parcurs ce s-a întâmplat. După aia au răspuns cei de la... Smart Moto, știu că Smart ne-a Moto răspuns, și ne-au pentru dat... că în principiu noi am văzut că putem colabora cu firmele astea și noi ne-am pus problema așa, băi, hai să ne luăm niște chestii de care avem nevoie. Da. Adică nu ne trebuie costum moto pentru că avem deja și ne-am gândit, am pus pe listă, băi, de ce avem nevoie și oricum noi trebuia să ne cumpărăm chestiile astea, deci nu sunt chestii care ne sunt în plus acum. Costum moto, noi îl am de 10 ani și s-a decorat de soare și astea, dar n-am îndrăznit să cerem așa ceva, pentru că în primul rând sunt scumpe, adică 2000-3000 de lei un costum și în al doilea rând, noi unde mergem acum o să trecem în toate anotimpurile și când venim cu ele
cu costumele înapoi o să fie deja harcea parcea, deci mai bine le folosim pe astea vechi. Da, exact. E Pool Smart de la Smart Moto, chiar da, mi-a plăcut, chiar, am fost la el la București la magazin. A stat 3 ore cu el de vorbă în magazin acolo, chiar e un tip deștept și îți spune ce să faci să scoți untul din banii tăi, adică a fost pe aceeași lungime de unde cu noi. Îmi pare rău că n-am filmat atunci când am mers la el, că putea să iasă ceva foarte frumos. A rămas cu gura căscată amândoi, câte informații ne-a dat omul ăla. Și ne-a ajutat cu 2 costume de ploaie, foarte necesare în tura asta. De fapt, cred că o să le folosim deja din ziua plecării, pentru că se anunță o săptămână ploioasă. Le-am și pus aici geanta asta la îndemână, cum a venit ploaia, combinezoane sunt. E greu de purtat așa, o să fie greu de îmbrăcat, dar după aia ești waterproof 100%. Și vizibil, pentru că o să vedeți că sunt verzi. O culoare neon așa. O să le arătăm. Între timp ne-au răspuns mai multe magazine și site-uri moto și am mers și la București să le vizităm efectiv magazinele astea, mai ales 2 mari. E asfalt uscat, 500 metri pătrați, iar o hală din aia imensă. Da, aveau site și acum de curând și-au deschis magazine. Și din vorbă în vorbă am ajuns la asfalt uscat. Asta e noua lor locație, 500 metri pătrați. Hai să intrăm, baby, să vedem ce se întâmplă. Poftiți, vă rog. Paf. Așa, niște mici detalii vă arătăm. Detalii care contează și sunt puse cu bun gust. Așa. Da, ia uite ce frumos e aici. Și aveți aici hala. De la asfalt uscat. Deci mergeți în magazinul cu dulciuri, noi copii fiind. Mergeți plictisești, îți trebuie bicicletă aici. Ia, vine să te arăt un costum aici. Ți-a plăcea? Bă, e frumos, dar îmi pare gros. Discutăm cu Vlad de la Salut. Asfalt Uscat. Salut, până acum ne-ați cunoscut așa doar un magazin online, Asfalt Uscat, dar ne-am deschis și un punct fizic, după cum puteți vedea, avem o... spațiu întreg. Super magazin. Da, ca și o hală, ca și dimensiuni, deci avem destul spațiu. Și am deschis magazinul tocmai pentru a vă ajuta pe dumneavoastră. Ne-am gândit la clienți, am avut foarte multe cereri. Strada Drumul între Tarlale, numărul 63, aici ne găsiți și avem de la branduri cunoscute de dumneavoastră, HGC, IMX, Brogger, Trilobite, Revit. Ce ne-ai recomandat nou pentru tura aceasta? O gentuță de la firma Cubeg. Am personal acasă și recomand, chiar sunt foarte, foarte utile. Este pentru crash bar aceasta. Se poate lega practic pe laterale crash barului prin aceste legături. Poate fi folosită și ca o geantă pentru codiță, de asemenea. Și are o funcționalitate destul de simplă. Prezintă proprietăți de waterproof, rezistă la ploaie. Practic se poate lega în felul acesta. Deci lucrurile dinăuntru clar nu vor cădea. Este, putem să spunem, destul de spațioasă. Are și anumite proprietăți de rezistență la abraziune. În momentul în care, evident, cazi, crash, barul cam asta face și, din păcate, el va suferi primul impactul, deci... Hai să aruncăm și noi o privire. Am văzut că magazinul e împărțit pe zone. Da, o da. Să analizăm așa fiecare zonă. Sistemul de comunicare. O chestie esențială la care noi visam. Da, noi nu vorbeam. Înainte
făceam ziua de mers, da, mergeam, urcam dimineața, coboram seara pe motocicletă și începeam. Ai văzut pe ăla cu scuterul ce a făcut, da? Ai văzut vaca aia, ai văzut, da, planul ăla de flori. Sunt câțiva dintre voi care ne-au zis la un moment dat, bă, da, Cristina nu vorbește în spate, da, voi da, când da, sunteți da, pe motocicletă vorbești doar tu, eu cum mai vă să înțelegeți? Eu, Cristina mă dirigea că ea e GPS-ul spate și vedeam așa niște mâini, zic, bă, dreapta, trebuie să fac dreapta, stânga. Mă rog, și acum mi s-a părut, wow, să putem să vorbim, să comunicăm în timp real și mai îmi zice, vezi că ăla iese, nu știu ce, de multe ori nu sunt atent, nu-l văd și atunci suntem, eu în gardă, suntem două capete care gândim. Da, pentru că nu vă imaginați că eu dorm acolo în spate, da, sau e cu stau pe telefon. Da, ne învățasem așa, în stilul nostru barbar de mers. Da, asta la ture scurte mergea, dar sincer, acum la o tură de o lună, două sau mai mult, da, e da, deja... Da, da, da. Că trebuie să oprești motocicleta, să te înțelegi cu cel din spate, că e și sunetul motorului și sunetul vântului, n-ai exact, cum. Dar da, acum te înțelegi în timp real și ai decizii. Deci, Cardo, de la Cardo sunt sisteme de comunicare rezistente la apă, mă rog, o să facem și un review cu ele din tură. Și ne-am mai dat și de la asfaltul uscat și gențile astea pe care eu le văzusem de un an de zile, stăteam cu Salvasim Lincu și zic nu le cumpăr acum, nu le cumpăr acum, nu le cumpăr acum. Deci unul arată bine, doi, eu nu suport toată greutatea să fie pe spate, pentru că suntem grei amândoi și ai toată greutatea pe spate. Primul lucru care cedează e telescopul după spate și atunci vreau să aduc cumva greutatea și pe față, să fie distribuită uniform și la frânare și să nu pui toată presiunea pe telescopul din spate și atunci gențile astea laterale, că sunt două, sunt încărcate cu piese moto, cele mai grele chestii, spray-uri de lan și tot ce trebuie de întreținere și aduc greutatea și pe față. O să, am pus și două canistre, una de apă, una de benzină. Aia de apă pentru duș în fiecare seară să o folosim, să și încinge de la soare. Pentru că noi avem cortul cu noi, nu da, vă imaginați că ne cazăm în fiecare seară. O să ne cazăm la campinguri sau la ceva, nu știu, pensiuni ce găsim nu, pe drum. Baza e cortul. La câteva zile, da. Baza e cortul și de asta avem așa multe bagaje. A mai venit un mail. Paf, când venea mailul tresăream, zic, Doamne, eu... Deci sunt vreo 26, am identificat vreo 26 de magazine moto în țară. În 26 ne-au răspuns vreo 6, deci nu vă gândiți că ne-au răspuns vreo 6 și vreo 3 ne-au răspuns și au zis că ne urează drum bun. Ne-a răspuns Moto Emotion și ne-au dat niște mânuși de la Magna, o să vă facem un review cu ele, să vedem ce știu să facă. Și am fost impresionat de Alex, care e un om doxă, care apropo are și motocicleta potrivită, un canal ca și mașina potrivită și te ajută să-ți alegi, să-ți edifici motocicleta care trebuie și să o verifice. Mi se pare un serviciu foarte mișto. De exemplu, eu n-am beneficiat de el, nu știam că există la țară aici, între Goviște. Eu am luat motocicleta asta, m-am uitat la om, am văzut că e doctor, zic, bă, e bună. N-are cum să... Mi-a arătat și un fișe de aia cu ce băgase piese în ea. Zic că e bună motocicleta, dar... Vezi, bine, motocicleta asta a fost o motocicletă ieftină, că revenim și la ea, am fost costat 2000 de euro, adică... Alex ne-a și zis, cu motocicleta asta vă duceți, da, câți kilometri are? 80.000? Na, deci da, ne-a avertizat că nu e o idee. Voi aveți, da, voi aveți planul foarte mișto, dar motocicleta e problema, zic, motocicleta e doar un mijloc, mă, nu e un scop în sine, hai că... Noi ne rugăm să nu avem probleme, da, să ne întoarcem cu bine, deci, acasă și să ne bucurăm, da, de călătorie. Motocicleta asta are 21 de ani, una la mână, deci e veche, doi la mână are ceva kilometri, 80.000, am luat-o noi. Și trei la mână e cunoscută pentru problemele ei electrice. Fiind Aprilia, are ceva probleme cu... Are instalație electrică subdimensionată, probleme cu încărcarea. Dar a fost și așa ieftină, nu vă gândiți. Că aceeași motocicletă din clasa ei, dacă îți luai Honda Varadero, era 5.000 de euro. Adică dublu și un pic. Și culmea, tot în față la Moto Emotion, ne-am mai întâlnit cu, de fapt, în, așa, în trafic. Așa, ziua aia, când Moto am venit în București cu motocicleta asta, care e o motocicletă rară, sunt vreo 10 în țară, cel puțin pe ăștia identificat eu pe forum. Ne-am mai întâlnit cu un motociclist, una albă, și l-am salutat, i-am claxonat, pap, pap și... Dar hai să nu dăm noi, vă băgăm imagini. Da. Și am ajuns aici la Moto Emotion și dacă vă vine să credeți, am mai găsit o motocicletă ca a noastră. De fapt, am pus-o în trafic și i-am făcut semn și omul venea chiar aici. Deci din 10 motociclete, cât presupun eu că sunt în țară, mai e una aici, ca a noastră. Bineînțeles că ne și știa omul și și-a pus și sticker-ul aici. Pa, i-am dat sticker-ul frumos. Salutare tuturor, da, știam de voi, da. V-am urmărit, m-am abonat și a fost o adevărată plăcere să vă găsesc în trafic. Sincer, e prima dată când dau de un cap în ord în trafic. Și tu l-ai de 4 ani? Îl am de vreo 4 ani, da.
Nu m-a lăsat până acum niciodată la greu, e aproape stoc, după cum se și vede. Cam câți kilometri ai făcut? Cred că vreo 8000. Pentru că e al doilea motor. Da? Mai am încă un cal de povară. 8000? Cam 8000 de kilometri, da. Ai făcut ceva. Jumătate de tură de-a noastră. Da. Și cam atâta. Mult succes în tot ce faceți voi. Și asfaltul scurt. Mulțumim. Suntem aici în față la Moto Emotion. Au acceptat o colaborare cu noi, o să ne ofere niște mânuși. Jos cred că avem off-road și sus avem stradă. Mine mă încântă astea. Nu sunt impermeabile sau ceva, dar îmi place cum sunt construite. Sunt unez de bărbat, dar văd că îmi vin destul de bine. Păi, ok. Să fii într-un ceas bun. Să numesc un Apex 2XL. O protecție aici iar în palmă. Iar astea Magna Tempo. O protecție aici în palmă, la degetul mic, ceea ce e important. Un pic cam de vară astea. Da, dar în vedere că eu sunt pasager, nu cred că o să fie problemă, că eu sunt mai ferită puțin de vânt și... Da, te-ai la impact. Asta te protejează. Are protecție și aici, un pic. Uite, cizme mișto, de la TCX. Uite, un costum care merge, o geagă care merge cu motocicleta noastră la culoare. Și aici vin alea sportive. Piele, frumos, paf, paf. Așa e și au și textil. Cum arată o protecție nouă, ia uite ce moale e. Și astea au rol de ventilare. Trece aerul prin ele să nu te încingi în zona genunchiului. Level 2, ultimul tip de protecție. Foarte mișto. Au și o grămadă de accesorii de la Barracuda. Și le-au vins acolo niște tobe sus, uleiuri, filtre. Stăm de vorbă cu managerul magazinului, după cum am înțeles. Da, Alexandru Popescu. Așa, un tip foarte comunicativ. Am vorbit aici 5 minute cu o grămadă de informații. Spune un pic despre istoria Moto Emotion, firmei. Păi, firma Moto Emotion a fost înființată de Emilian Pavel. Este veche de 10 ani, originară din Târgu Mureș și de un an și o lună suntem și pe piața din București. Pentru că era nevoie, foarte mulți solicitau când veniți în București, Da, a mers foarte bine online în perioada pandemiei în care probatul nu se putea face, dar acum, atât cu ridicarea restricțiilor, lumea înțelege că echipamentul moto luat prin poștă este dificil și greu, pentru că una vezi pe site, sunt unii oameni care nu sunt de tehnici, nu stau să caute exact pe site-ul producătorului, că se vede tabelul de mărimi exact pentru modelul ăla. Adică cel mai simplu este să vină, știi, pentru că tot acolo ajungi dacă greșești mărimea. Trebuie să dai retur, trebuie să aștepți să se întoarcă, să ajungă la noi. Unele arată într-un fel în poze, da, alte e realitatea. Deci nu să pui mâna pe produs, da, trebuie să vezi că lumea mă întreabă ce îmi recomanzi și eu le spun. Îți recomand ce ți se potrivește cel mai exact, bine. Exact. Da? Suntem importatori pentru Scorpion, pentru Alpine Stars, pentru Magna și pentru TCX. Și plus dealeri pentru o multitudine de... Da, am văzut că aveți branduri. Barracuda și tot felul. Da, da, importatori și pentru Barracuda. De asta spun, suntem dealeri sau importatori pentru... Să spui tu de ce și-ar lua oamenii Barracuda și nu și-ar lua, nu știu, după AliExpress? Bună întrebare. Lucrăm 7 ani în service, am văzut chestiile astea. Îți dau un exemplu la manetele și dau un exemplu la maneta de frână, la sambreajul. Sambreajul, dacă nu are o pârghie bună, mușchiul se dezvoltă, da? Deci un mușchi puternic poate compensa o pârghie proastă. Dar atunci când se blochează maneta de frână pe tras, pe închis, da? Ai avut atunci, da, am avut client care
și-a montat și a venit să-mi dați jos manetele astea, că mi s-a blocat PDN la 90 la oră. Noroc că mergea încet, da, și s-a blocat fața, a frânat, a rămas în mijlocul, deci trebuie să te ia unul din spate, să te spulbere din spate, el a rămas pe mijlocul benzii, trage motoreta, târăște-o așa până s-a deblocat, că rămăsese blocat. Deci Barracuda înseamnă... Un producător de top, care cere niște prețuri, înseamnă că respectă foarte bine niște lucruri. Adică, în primul rând, maneta intră foarte bine în lăcașul ei. N-are joc. Și, da, nu are joc. Și doi, exclude chestiile astea, să nu se blocheze, să nu se... Da? Și plus că vine cu o grămadă de alte îmbunătățiri, sunt rabatabile. Începătorii tind să folosească toată mâna pe frână și toată mâna pe ambreiaj. Da, da, deci, dar trebuie să-ți formezi niște reflexe. Uite, să formezi, să mergi la niște cursuri de perfecționare. Da, asta vreau să zic. Pentru că poate în școală nu te învață tot. În școală vrei să ții ghidonul drept și să faci poligon. Așa, și să... Astea-s deja finețul. Da. Sau mergi la un curs de siguranță și perfecționare moto. Da. Sunt două pe care le recomand din tot sufletul. Unul la Titi Aur cu Radu Răzvan. Da, făcea de mașini, nu? Făcea și de moto? Fac și de moto, da. Deci se găsesc pe... Dacă dai pe Google curs de siguranță și perfecționare moto Academia Titi Aur, o să-l găsești cursul de la Titi Aur. Și dacă dai la fel un cursul de la mașină era condus defensiv. Defensiv, da, la motociclist este de siguranță și de perfecționare. Am nu înțeles. E foarte defensiv. Motociclist este agresiv. Ei merg tare sau mult peste limita legală. Așa că trebuie un curs de siguranță și perfecționare. Da, e foarte interesant că lumea investește în motociclete. Pe locul 2 vine echipament, dar mai prima light. Este toba. Deci nu ai voie să apari la Victorie sau la Constituție fără o tobă. Dacă apar cu o tobă stock, nu ți-ai capace pe acolo, nu te bagă lumea în seamă, să te bagă lumea în seamă, da. Așa ar trebui să arate școala moto în România. O să vezi chestia asta și la Marius Băcilă, dacă dai rider-academy.ro, are cursul de nivel 1, 2 și 3. Și la Academia Titi Aur, cursul ăsta de siguranță și perfecționare moto, care ține 3 zile, 6 ore pe zi. O să vezi că așa ar trebui să arate școala moto, adică așa trebuie format un om. Deci îți arată din prima cum este adevărul, calea și lumina, da? Ți se dă Biblia, așa. Se pune pe masă, tu semnezi că ai luat la cunoștință și așa faci tot restul vieții și ai cele mai mari șanse să scapi dintr-o situație conflictuală, da? Dacă procedezi corect. Deci eu trebuie să șterg acum ce știam, în off-road, când vii, să bazi CD-ul 2, tehnici. Sunt și niște tehnici de adventure, că asta nu e motoretă chiar de off-road, e motoretă de adventure. Adventure, da. Sunt niște cursuri excepționale de adventure la Ciolpani, unde este... Rătuța Adrian Motocross School, da, RAMS. Este o școală pentru pilotaj, atât în enduro, cât și pentru motocross. Da, principal pe motocross, dar sunt și cursuri de off-road și de adventure. Știi cumva cam cât costă cursurile astea, ca să dăm și eu? Cel de la Titi Aur în jur de 1600, cel al lui Marius Băcilă de la Rider Academy sunt împărțite în funcție de nivel. Unul este într-o parcare mai static, din câte știu eu, era în jur de 5-600 de lei și cele pe circuit sunt în jur de 1000 de lei pentru că trebuie închiriat circuitul, sunt alte costuri. Și cele de enduro? Cel de adventure este în jur de 1600 de lei și cursul de off-road de enduro, care are 10 ședințe, a câte multe ore pe zi, este în jur de 700 de euro. Și, din câte știu, trebuie să închiriezi, depinde ce închiriezi, că poți să vii așa. Da. Da, vii așa, ți-ai dat scoțul, ești așa, ca și se dă cască, echipament și motocicletă. Da? La celelalte cursuri trebuie să vii cu motoreta ta. Dacă înainte în România se mergea cu cască pentru că cât e mai scumpă, da, nu neapărat că e obligatoriu, cât e mai scumpă, că te poți da mai mare. Geacă neapărat ceva, cea mai scumpă, top, eventual ceva de curse cu care să mergi pe stradă. Da, e un show off, așa. Da, mânuși. Dacă arată bine și dau bine și la poză, stai așa, da? În jos, pantaloni, cel mult pantaloni lungi, dacă nu cumva scurți, și Adidas. Și acum s-a cam schimbat, adică lumea întreabă de încălțăminte, lumea întreabă de blugi, cum sunt ăștia, da? Sunt blugi cu protecții, sunt... Tot timpul am zis, zic, bă, o știu ăștia un dezmembrat de picioare, aici în jos nu mai contează, că și-a două picioare imediat, știi? Da. Contează doar până aici, știi? E ce vorba se vede, de probabil. Poza de Instagram. Am înțeles. Ce postezi. Oricum eu văd, nu știu, 70% din motocicliști cu Adidas și văd. Da, deci da, de asta spun. Începe ușor să se construiască și trendul în care să fii complet echipat. Cel mai mult a lipsit informație.
Dar nici nu aveai unde, că era în la Vitan atât. Am nu erau magazine. Acum 16 ani, cum am avucat eu, de-abia dădeau drumul la Cronau, da, care s-a închis de curând. Da, curat. S-a închis? Da, am trecut pe acolo și zic, bă, dar am avut eu viteză, nu am avut nicio mișcare. S-a închis. Dar era târgul, doar târgul, la târgul, mai aveai și ase. Ții minte, eu personal mă uceam la târgul Romex, deci zic, Doamne, poate găsești ceva, reduci ceva. Prea aveai de unde să iei sau, da. Într-adevăr, nu aveai nici nivelul ăsta de internet, dar era dial-up. Nu aveai unde să cauți imediat, căutai, să găsești o descriere, să vezi ce se potrivește sau nu. Dacă crești confortul, scazi protecția și invers. Da. Dar ce se întâmplă? Că majoritatea motociclistii sunt de sezon și ei umblă numai pe căldurile alea. Cum să poarte costumele astea? Aici e drama lor. Pentru că există soluții. Există încălțăminte, am spus, în stilul tenis, da? În stilul Adidas, în stilul casual, în stilul foarte comod, ventilată. Da? Deci fără protecție la ploaie. Da? Există încălțăminte casual cu protecție, pe urmă crești, ghetuțe, pe urmă cizme, pe urmă ghete adventure. Eu personal, ca să nu investesc în echipamente sau ultimă generație, mă dau primăvara și toamnă. Să fie temperatura ideală să poți să mergi echipat. Deci, doamne, să fie 15 grade, 20 acolo. 20. Deja transpir la semafor, nu-mi place. Și aici e și altă dramă, ca să te ventilezi, trebuie să bagi viteză. Să ai viteză. Dar acum există geci din mesh, există blugi cu Kevlar. Ce trebuie să punctez eu este că mă bucur că există magazine ca ăsta sau orice altceva. Poți să te duci să probezi, dar cel mai mult te consulți cu un specialist care e pasionat, se vede. El e pasionat. Am încercat să facem aici. Avem o echipă formată din motocicliști. Da, băieții merg pe motoretă, au motociclete. Nu trebuie să-ți cumperi tu și să experimentezi, să-ți dai seama că nu e bună de tine, când el poate să zică din prima ce trebuie. Există sfaturi pentru fiecare și bugete pentru fiecare. Exact. Pentru că sunt... Unde folosește motocicleta? Da, pentru că sunt, deci dau un exemplu la căști, de la 500 la 3000. Da? Deci sunt bugete de pentru... Lei. Da, de lei. Da. Sunt bugete pentru fiecare. Da, să nu fie ca la mașini. Vreau să aibă și aia, și aia, și aia și... Da, 2000 de euro, dacă se poate. Da. Mi-a făcut plăcere. Stăm în contact. Da. Moto Emotion. Țineți aproape. Și după aia ne-am întâlnit, după ce am ieșit de la Moto Emotion, ne-a dat mânușile, ne-am întâlnit cu Mihai, nu știu, cel mai mare, îngerul meu, păzitor, așa să zic, m-a informat, care are și el la motocicleta noastră și m-a învățat cum ce upgrade-uri să-i fac, cum să-i pun harta. Deci, îngerul nostru păzitor, mă rog să nu se supere pe noi, că eu am un volmetru, am sub șa o grămadă de chestii pe care nu știu să le folosesc, dar dau un telefon și mă învață el cum să le folosesc. Îi mulțumesc pe această cale, Mihai, ești îngerul nostru protector, să zic așa. A fost problema echipării cu cauciucuri. Cauciucurile, eu vreau ceva 50-50, 50 on-road, 50 off-road. Și ce am vrut eu, n-am găsit, adică am găsit un cauciuc la o firmă, un cauciuc la alta, ieșea o bliboșeală și m-am vorbit cu Moto Echipat, care au fost dispus să ne ajute și au zis că nu avem cauciucurile astea pe stoc, dar vă dăm unele mai continente, TK80, TKC80, care erau off-road, erau bune, erau 50-50, dar nu durau mult, ăla pe spate se termina după 5.000 de kilometri, tura asta o să aibă mai mult de 5.000 de kilometri. Și atunci am zis, degeaba avem cauciucuri noi dacă nu se ne țină, adică o să fim pe acolo până trebuie să cumpărăm alte cauciucuri. Și atunci am găsit un compromis și ne-am luat pe astea Michelin Anaki Adventure. Și în sfârșit au venit celebrele cauciucuri, de fapt nu sunt cauciucurile pe care doream eu, ce am dorit eu nu au fost pe stoc, e o criză acum cu războiul ăsta din Ucraina, e o criză peste tot. Ăsta e cauciucul nostru de spate, dotat cu 90 on-road, 10% off-road și asta e cotat 80 on-road și 20 off-road, dar din review-uri iese ca un 70 on-road și 30 off-road. Dual compound, aici înseamnă că Michelin știe că lucrează cu, că aici e mai dur, aici e mai moale, astea ca să ține mulți kilometri. Au scos oamenii și 15.000 de kilometri din mine, să ne țină în călătoria asta. Tot 2022. Aici suntem la service de anvelope, la Daniel, cum îi place mie să-i spun, la Valea Voivozilor, ieșire de Târgoviște. Și montăm anvelopele noi nouțe, primite chiar astăzi. Le echilibrează domnul aici.
Cătălin, tată, bagi razut și că menține anvelopa rece timp de vară și să știe că la anvelope cel mai mare dușman e căldura. Căldura și greutatea pe locul 2, de asta se tocesc. Repede. Domnul Victor a venit să-și refacă roțile la motocicletă, a venit cu două anvelope. Noi, cu întreaga mea echipă, am rezolvat această problemă. Cel va trebui să-și facă drumul cât mai vesel până acolo unde vrea să meargă. Unde suntem aici? Aici suntem în Valea Voivozilor, exact la ieșire din Târgoviște, Automoto, Târgoviște. Echilibrați roți de moto? Roți de moto, roți de ATV și am automat și cele de mașini. Magazinul de baterie aici. Și am pus cabluri groase de BMW, de BMW sunt astea. Până în față, până la 12.65, acumulatorul e încărcat, să știi. Păi da, hai să vedem. Ia să vedem, peste 0 grade. Contact, dar bateria ta este bună? Păi asta zic, să verificăm. Păi nu, este bună, tocmai asta da? Spun. Ia. Bateria ta descarcă 267 de amperi. Că aia e nouă? Da. Aha. Deci, tu ai avut probleme cu pornirea? Nu, n-am avut, dar am zis, bă, să am baterie nu, bună. Nu știu istoricul ei. Nu, bateria e bună și te sfătuiesc să mergi în continuare da? Cu ea. Da. Noi am văzut, schimbăm. Lăsăm una la pachet să fie preventiv, să fie de rezervă în cazul în care aveți ceva probleme pe drum. Bănuiesc că plecați cu chei după voi, cu tot ce da, vă trebuie. Da, avem aici, tu să scule tot. Eu așa zic, ar fi cel mai bine, preventiv. Dacă aveți nevoie, o folosiți, dacă nu aveți nevoie, nu o folosiți. Ce sau cel mai bine, știi ce zic? Îți dau adresa și de pe unde le las să ne trimiți acolo baterie. Și așa, să nu mă pune să o trimit în Kirghizistan. Ba da, se poate cu poșta, m-am dus și m-am interesat. Cu poșta română, pe mai bine cu motocicleta. mai repede, nu? Da. După aia ce au mai venit? Motogear, cu cutia de accesorii. Ah, Motogear, da, Motogear, deci... Motogear chiar ne-a impresionat, da. Ne-a lăsat cu gura noi, căscată. Noi i-am spus cam ce mai trebuie, cam ce ne-ar trebui în tura asta să avem de rezervă, că noi aveam cam totul pentru plecare, dar nu aveam piese de rezervă și am zis, domnule, dacă vreți să ne ajutați, dați-ne niște discuri de ambreiaj, niște, că poate ne lasă ambreiajul pe acolo, noi, dacă da. Nu știu istoria motocicletei și atunci, nu știu când, au 80.000, poate sunt discuri originale și atunci ce mai patinăm pe acolo, pe unde mergem, pe cuclauri, pe nu știu ce, forțăm ambreiajul, te lasă și n-ai ce să-i faci. Și piesele vin foarte, sunt foarte rare piesele la motocicleta asta, vin cu comandă, precomandă, de o lună, nu știu ce, stai la marginea drumului și aștepți. Și ne-au trimis discuri de ambreiaj, da. Ce să mai? Ne-a trimis o cutie plină de accesorii. Și ce a cerut chestii. Scuze că nu sunt toate și a mai trimis una a doua zi. Ce să mai? Cu spray-uri de lanț, cu bujii, cu... Vă arătăm imediat cadrele. O factură... 2400 de lei. Băi, băiat. Să vedem ce ne-au dat. Plăcuțe. DP Brakes. Față, spate, spray-uri de lanț, așa, asta e releu, pare releu de pornire, a, uite mă, bujii NGK, bum, a, uite, Motogear, frate, 7 pild, da, și că acum lipim pe mobră. Aici avem rulmenți, pare rulmenți și semeringuri. Să vedem pentru spate, cred, da? Albals. Și aici filtre de ulei. 4 filtre, hai filtro. Aici avem fork seal Made in Taiwan Mus Racing. Pentru furcă, două de praf, două de ulei, OM kit, așa, după aia mai e, asta e filtru de aer, curățare și ungere, super! Mânere încălzite și aici, chitra, fricțiune, plăci de ambreiaj, frate, de la TRV. Astea sunt foarte bune la drum. Dacă ne lasă ambreiajul pe acolo, schimbăm plăcile, măcar le avem cu noi. Uitați și voi, fraților, ce înseamnă 2400 de lei la întreținerea unui motociclete. Ăsta îl punem direct acum. Hop, mulțumim frumos Motogear.
Dă-mi sănătate, uite. Bum. Iarăși, mânere încălzite, ne-au trimis de la Vag Auto. Vag Auto, da. De, cred că o să-i pomenesc de fiecare dată când o să-mi înghețe mâinile, o să plouă și o să-mi înghețe mâinile, o să zic doar să dea-mi o sănătate Vag Auto. După aia a fost Connectica, ne trebuia niște cablu, de exemplu, noi să punem cortul, da, lângă motocicletă, dar o să trebuiască să ne alimentăm de la priza motocicletei. Ne-a trimis două cabluri de 5 metri până în cort, alte splitere pentru să încărcăm. Noi avem vreo dron, 17 gadgeturi, le-a numărat, 17 gadgeturi pe care trebuie să încărcăm aproape în fiecare noapte. Da. Connectica ne-a rezolvat aspectul ăsta cu cablul, care iar costa o gălăgie de bani, deci, nu știu, 50 de lei un cablu, de la ne-a dat un braț. Mulțumim frumos! Și cred că cel mai important de menționat pentru tura aceasta este faptul că cei de la Flax, vecinii noștri, stau peste drum de noi. Flax.ro. Flax.ro, da. Ne-au dat Hero 10, domnule. Ne-au dat Hero 10, da. L-am folosit și în Delta, v-am zis de acolo că e prima dată când îl folosim. Și tura aceasta o să fie mare parte filmată cu acest Hero 10, pentru că o să vreau să montez de pe telefon cadrele, să vi le arătăm cam în timp real, să zicem. Nu știu cât de mult o să reușesc să fac chestia asta, pentru că fiind zi de zi pe motocicletă, eu nu o să pot să... Nu e ca și cum ai sta în mașină să poți să stai pe telefon să montezi. Da, deci o să încercăm ceva nou, o să încercăm imagini mai raw, mai neprelucrate, fără dronă, fără figuri, daily vlog așa gen, ce filmăm cu motocicletă. Nu cred că să reușim în fiecare zi, pentru că se pune și problema internetului, încărcării pe YouTube. Când încarci, trebuie să stai câteva ore într-un loc unde ai internet. O să ne luăm și cartele, dar depinde și de semnal. Noi o să fim pe Coclaur, nu vă promitem zi de zi, la două zile. Când o să reușim, atunci o să vi le arătăm. Noi o să fie cât mai needitat. Iar la sfârșitul turei, cu toate cadrele pe care le strângem noi, cinematice, artistice, pe aparat, dronă, dacă nu reușim să le inserăm în vlogurile acestea, o să facem un documentar al turei și o să vă arătăm ce nu v-am arătat în vlogurile acestea mai ineditate. Și o altă premieră pe care o realizăm astăzi. Datorită vouă. Asta e datorită vouă a tuturor celor care ne urmăriți și ne ajutați cu like-uri, comentarii și toate cele. Am strâns bani și am cumpărat, am investit în lavalierele astea, să avem și noi un sunet mai de calitate. Să nu se mai audă vântul ăla, că ne-a zis de-a lungul timpului că se aude deranjant, noi fiind tot timpul pe munți, prin natură, bineînțeles că vântul se aude. Au costat o grămadă de bani, dar sper să-și facă treaba până la urmă. Și să nu ne facă vreo surpriză, să nu le dăm drumul cum trebuie, să nu se audă ce înregistrăm. Și îmbunătățim și calitatea vlogurilor tot pentru voi, să fie toată lumea mulțumită. Ce mi-a plăcut la sigla Flax.ro e că Flax 20 de ani de activitate au și exact vârsta Mobrei, știi? Adică chiar 20 de ani, plecăm cu Mobrei de 20 de ani și 80.000 de kilometri. Pe parcursul imaginilor, v-ați dat seama deja unde vrem să mergem. Mergem spre Asia Centrală. Sperăm să se deschidă Azerbaijanul, care a promis că se deschide la 1 mai și nu s-a deschis, până acum, suntem pe 6 iunie, se auzea că astăzi s-a deschis. E încă închis pentru COVID, dacă vă vine să credeți, și Azerbaijanul și Turkmenistanul. Cumva și asta a fost un motiv de anulare, de întârzierea noastră a călătoriei. Da. Prin Turcia o să trecem glonț, pentru că în Turcia am mai fost, am fost cu paramotorul, am zburat la unul de Nis, Pamukkale. Acolo, graniță cu Georgia, o să ai o grămadă de vizită, drumul morții de 115. Acum ne axăm mai mult pe drumuri moto, pe pasuri montane, pe natură și cumva o dăm spre Georgia, unde avem foarte multe locuri de vizitat și apoi vedem cum continuăm spre celelalte țări pe care vrem să le vizităm. Sperăm să ajungem și în stanuri. Sperăm să fiți alături de noi ca și până acum, să vă placă vlogurile acelea mai ineditate, pentru încercăm că și varianta asta. Nu știu ce o să iasă de pe telefon. Da, încercăm și varianta asta, încercăm mai și varianta de la asta. Fața locului, mai rău, mai... Să vă transmitem emoția respectivă. O să facem și vlogurile noastre gen documentar la sfârșitul expediției, un vlog sau două, nu știu cât o să iasă. Cu imagini din dronă spectaculoase. Cele mai frumoase imagini. Pentru ăștia care s-au obișnuit cu stilul ăsta al nostru. Asta zic, sperăm să fiți alături de noi cu like-uri și comentarii, deși poate nu o să putem să vă răspundem în timp real tot timpul, pentru că o să fim pe motocicletă, o să campăm, o să fim în natură, nu o să avem internet. Semnal, da. Dar chestia asta chiar ne ajută și vă mulțumim. După cum v-am zis, tot ce câștigăm le reinvestim aici în vlogul acesta. O altă chestie frumoasă, la comunitatea moto, un prieten de-al nostru, un motociclist, i-am povestit noi planul nostru. Da, m-a întrebat, Victor, ce-ți mai trebuie la motocicletă? Și zic, bă, mi-aș trebui niște camere, dar sunt cam scumpe și grele, nu cred că o să le iau, și leviere, n-am găsit pe nicăieri.
Și zic, în rez, nu mai trebuie decât benzină. Și domnule, mi-a băgat în buzunar un plin, primul plin din călătoria asta. Primul plin o să fie de la prietenul nostru, Tache. Tache, să știe. Îi mulțumim frumos și de asta. M-a surprins cât de unită e comunitatea asta moto. Nu mă așteptam. Și cât de mult i-a impresionat planul povestea, ăsta. Da, povestea noastră. Adică, că... uite-mă, pleacă cu George, asta pleacă atâta drum, știi? Și sperăm să nu dezamăgim și să ne iasă planul. Oricum. Nu știm. Cu motocicleta, bineînțeles, sunt foarte multe riscuri. Motocicletă veche și mai multe riscuri. Sperăm să fie ok, să ne facem călătoria în siguranță, să ne întoarcem cu bine acasă, să vă arătăm povești frumoase din călătorie. Dar dacă aveam motocicletă nouă, unde era aventura? Da, cum mai, sau cum mai zic eu, cu bani în buzunar și mama poate să călătorească, să duce peste tot, nu? De asemenea, o să vă arătăm și ce bagaj avem la noi, că e foarte important. Da. De o săptămână ne tot facem bagajul să fie și cât refacem mai compact. Și să noi depășim chestii... deja, depășim cu 30 kg masa maximă autorizată a motocicletei. Da. Și eu mai am experiențe neplăcute cu încărcarea motocicletei, unde s-a fisurat cadrul și l-am văzut doar în țară când am ajuns 2 inci bagaj. Și mai avem o problemă cu janta sudată. Noi nu avem jantă nouă, nu ne-am permis să ne luăm o altă jantă. Nouă, și... din dezmembrări, nu ți-ai permis. Nici din dezmembrări, da. Da. Da, avem janta sudată. Era și 250 de euro, da. Destul de stresată. Noi am tot mers, am sudat atunci la prietenul nostru, l-am lăsat la Iași, să-i amem sănătate, la vărul lui. Și am tot mers cu ea să vedem dacă se fisurează. Am urmărit-o și nu s-a fisurat, dar acum avem greutate cam mare și... și drumuri off-road. Până acum noi n-am făcut off-road cu ea. Acolo se șochează ea, acolo îi dă șocuri și astea. Acum Dumnezeu cu mila. Astăzi ne punem la drum. Chiar acum, uite. Acum e două, cred că la trei am plecat. Și plecăm la drum. Am și echipat-o ca să nu... Vă arătăm impresii de pe drum, să vedem când o să putem posta primul episod din călătoria efectivă de aici, din curtea casei, să ne luăm la revedere și să și menționăm toți oamenii ăștia frumoși care ne-au ajutat. Dacă ne ajutați ca și până acum cu vizualizare, like și comentariu, noi suntem super mulțumiți și vă mulțumim. Hai, țineți aproape. Ne vedem de pe drum. Pa, pa.